Pentru că darwinismul are în față un drum mare de parcurs, dat fiind că este o teorie fenomenologică. Pornește de la fapte exterioare, de la relația dintre organism și mediu, dar nu arată care e vehiculul care realizează până la urmă în practică. Deci suntem la o în cadrul unei teorii macroscopice, ca în perioada termodinamicii, înainte de descoperirea teoriei cinetico-moleculare. Deci toată discuția trebuie purtată, reluată, probabil, din momentul în care se va găsi legătura directă între genetică, deci între partea microscopică și factorul de mediu. Cum anume se schimbă și care sunt limitările. Atunci se va vedea și care sunt limitele teoriei darwiniene, atâta câte există ele. Deci suntem... Mi-a plăcut foarte mult faptul că domnul profesor Flonta a făcut legătura între istoricitatea introdusă prin teoria lui Darwin, la această istoricitate introdusă în știință, face aluzie și Ernst Mayr, care se ocupă de această problemă, și cealaltă teorie mare, de asemenea având ambiția să descrie istoric tot ce există pe Pământ, dar în lumea moartă, să zicem. Adică teoria standard care trebuie să descrie Big Bang-ul în general. Deci există niște analogii, exploatarea lor ar putea să ne învețe ceva și în legătură cu ce va urma în darwinism. Ne spune și dacă puteți. Domnul profesor Gheorghe Stratan, îl prezint eu, fizician. Vreau să fac două scurte comentarii în legătură cu ceea ce a spus. Sunt cu totul de acord că cartea e scrisă prea repede. Pentru că locul pe care îl ocupă selecția ca factor a evoluției este supus unei discuții intense și unei reevaluări și această reevaluare va continua. Și se vor aduce multe clarificări și sigur că această carte, ce a greșit Darwin, va fi foarte repede data. După părerea mea, în deosebire în partea la care noi nu ne-am referit, și anume în partea întâia care se referă la rezultatele cercetărilor biologice care sunt semnificative pentru asta. Al doilea comentariu, chiar fenomenologică nu e teoria, pentru că ea indică cel puțin un mecanism. Selecția naturală este un mecanism și o teorie fenomenologică nu indică niciun mecanism, dar este departe de a fi o teorie cauzală de tipul teoriilor care există în știința exactă, numai că dacă ne reportăm chiar la știința exactă, la teoriile complexității, atunci vedem că lucrurile stau puțin altfel decât în fizica clasică sau în fizica standard, pentru că, să zicem, din punctul ăsta de vedere și mecanica cuantică, nu mai vorbim de teoria relativității, aparține fizicii standard. Există însă și o fizică în orice. Așa, cred că se aude. E o confuzie care se face între fenomenologic și fenomenal. Deci, din punctul de vedere al filozofiei științelor, atât în franceză, cât și în engleză, filozofii, sau mă rog, ce trebuie să folosesc termenul fenomen, sau fenomenalistic, sau fenomenalistic, sau fenomenal, ceea ce înseamnă descrierea fenomenului. Este foarte adevărat că în științele fizice, de la Maxwell încoace, fenomenologic înseamnă descrierea fenomenului. Dar în filozofie, sau din punct de vedere filozofic, și oamenii cercetări, mă rog, despre care tinde cumva spre găsirea naturii lucrurilor, fenomenologic e altceva. Și atunci asta ne, de fapt, n-am vrut decât să întăresc sublinierea de pe dacă continui, vă spun. Dacă nu... Fiecare vorbitor să ne spună cum se... Deci, mă numesc Cătălin Ioniță, sunt conferențian, Institutul Politehnic, Facultatea... Vă mulțumim foarte mult. Departamentul de Matematică.
Alte intervenții? Eu sunt biolog. Am o întrebare pentru domnul profesor Dumitru. Dacă variabile coextensive, dar fiindcă n-am citit cartea, sunt gândite ca și calitative în argument, sau pot fi și calitative, sau pot fi și cantitative. Pentru că dacă sunt cantitative, atunci se pune problema gradului de corelație statistică între ele și atunci ne putem imagina că undeva ar fi o problemă în chestiunea cu lumile contrafactuale din punct de vedere statistic. Mai aveam una, dar nu vreau să... Domnul profesor Dumitru. Discuția e purtată doar în planul analizei calitative. Nu apar elemente de statistică, nu sunt introduse elemente de calcul, nici o metrizare, nu e absolut nimic de genul acesta. Deci e vorba de puterea cauzală a unor proprietăți. Proprietățile sunt specificate într-o modalitate cunoscută în metafizica actuală. Ele sunt coextensive, proprietățile, dar în situații contrafactuale nu sunt. Sunt divergente. Pe atunci asta face. Deci această incapacitate de a face juncțiunea între cauzalitate și conceptul de contrafactualitate. Asta ar fi călcuiul lui Achille în explicație. Că nu poți, în planul faptelor, să faci o distinție între două variabile, cum le-ați numit foarte bine, care sunt coextensive de fapt. De ce una dintre ele este direct corelată cu adaptarea, iar cealaltă este un free rider? În planul faptelor nu pot să spun, pentru că ele apar întotdeauna concomitent. Apare una, apare și alta. Nu este niciun fel de deosebire. Asta e tocmai punctul slab. Deci, în biologie, variabile nu sunt calitative decât în mod tot excepțional. Și atunci, gradul de mărimea pe care o are o variabilă în sensul măsurării ei influențează faptul că un organism e selectat sau nu. Din punctul ăsta de vedere, pentru biologi, în sensul ăsta, nu mai există. Tot un biolog, Fodor, dacă lui Jerry Fodor nu-i place termenul de selecție, pentru că implică o minte care ar trebui să facă această alegere, poate să opteze pentru celălalt termen, supraviețuirea celui mai apt. Și atunci scapă de această dificultate. Cred eu. Supraviețuirea s-ar datora faptului că au fost selectate niște trăsături care au o valoare adaptativă spre ea. Nu, la rămâne, restul mor. Nu știu. Întrebarea este, din punctul lor de vedere, ei asta răspunde, în logica argumentărilor. Datorită căror trăsături este cel mai apt. Pentru a determina care sunt trăsăturile datorită că ar avea nevoie de contrafactual. Adică de situații în care una dintre cele două trăsăturile asociate ar putea fi despărțite. Ori asta nu putem să facem. Asta presupune minte, presupune experiment și așa mai departe. Așa că argumentul lor n-ar fi atins de această observație. Cred eu. Nu există polivalența genelor. O geană care e purtătoare în același timp a două caractere care n-au nimic comun și atunci e selecția unuia dintre caractere și automat e selectat și celălalt care n-are nicio contribuție în asta. Aici e partea microscopică. Deci gene care coordonează două funcții diferite sau două trăsături. Exemplu clasic este boii care au coarne mari, au părul aspru. Coarnele mari se pot, biruiește cel care are coarne mari, omoară pe celălalt, când e taur, nu? Așa, în timp ce cealaltă nu are nicio contribuție în treaba respectivă. Deci nu are factor de... Nu intervine în selecție. E prezent întotdeauna. Mai avem o intervenție în spate. Sunt Camil Goluc de la Facultatea de Filosofie. Vreau să spun că sunt foarte de acord cu comentariul doamnei Fonta. Și cred că asta este utilitatea unei cărți profund greșite, că
ne ajută să înțelegem ce e esențial în teoria evoluției și ce e neînțelegere prejudecată, foarte des întâlnită, și anume că teoria evoluției ar fi cumva, că evoluția biologică ar fi cumva direcționată, ar fi o forță care alege prin feedback negativ anumite organisme în defavoarea anumite trăsături, în defavoarea altora. Ori, teoria evoluției își poate face treaba, poate explica foarte bine ceea ce explică, descriind supraviețuirea celui mai alt. Și atât. Ar putea la limită să se pur și simplu să renunțe la folosirea conceptului de selecție pentru. Pentru că el nu e decât un fel de a spune că unele organisme, având anumite trăsături, au supraviețuit în defavoarea unor organisme cu alte trăsături. Întrebarea mea este, pentru amândoi profesorii, în ce măsură mai putem vorbi totuși de o teorie științifică? Cred că rămâne o întrebare legitimă a lui Fodor și încerc scuze, tot timpul uit numele italian. Dacă la asta se reduce teoria evoluției, dacă cu asta rămânem nu cu un concept, cum să spun, care ne permite să formulăm legi ale evoluției, să facem predicții, dacă rămânem doar cu niște povești despre evoluția vieții pe Pământ, sigur, poate adevărate și care ne oferă explicații. În ce măsură putem vorbi totuși de o teorie asemănătoare științelor, mai asemănătoare științelor fundamentale și nu una pur istorică și descriptivă? Domnul profesor Flonta, da. Începeți dumneavoastră? Da, da. Păi, tocmai, cum să zic eu, această presupusă dihotomie netă între ceea ce este pur descriptiv și ceea ce este explicativ și în sensul ăsta teoretic este îndoielnică. Este supoziția pe care o adoptă ei, adică ei spun, în fond spun, științifică este doar o explicație care în principiu poate fi, poate ajunge la stadiul de explicație prin legi. Și deci are capacitate predictivă în aceeași măsură în care are capacitate explicativă. Ei, această presupunere, sigur că este foarte îndoielnică. Adică o descriere poate să aibă capacitate explicativă. Despre asta e vorba. Sigur că una este să descrii și alta să explici. Opera lui Darwin și opera darwinienilor are în esență două obiective esențiale. Ele nu pot fi despărțite. Unul este ca și opera oricărui istoric. Pentru că ei lucrează într-o știință istorică. Și anume, una este să obții cât mai multe informații despre istoria lui Bivi, adică reconstituirea trecutului. Asta nu-i treabă ușoară și simplă, ci este substanța însăși a istoriei. Dar bineînțeles că nu e vorba doar de faptul că să spui, uite, în cutare și cutare perioadă au existat cutare și cutare specii, iar unele s-au răspândit tot mai mult, altele au fost pe cale de dispariție, după ce au dispărut, au apărut altele și așa mai departe. Ci este vorba să explice acest lucru. E, Darwin a inaugurat tradiția asta a explicației științifice, pentru că până la Darwin, explicația larg acceptată era explicația prin proiect. Acea explicație pe care o susțin și astăzi creaționiștii și așa mai departe. Darwin relatează pe larg, găsiți și în cartea mea toată povestea asta, că el a trebuit să studieze la la Cambridge, când era student, a studiat teologia la Cambridge, cărțile unui anume foarte cunoscut pe vremea aia, cum spunem noi anume, William Paley, care cărțile au apărut în jurul anului 1800, care zice, pe care Darwin le cunoștea aproape pe de-a rost, zice că logica lor fermecătoare îl convingea pe deplin, pentru că Paley zicea că ceva de felul ăsta. Dacă eu merg pe un drum și la picioarele mele e o piatră, asta nu-mi pune nicio întrebare. Dar
cu privire la cum a luat naștere piatra respectivă. Dacă întâlnesc un ceas, eu știu că ăla a fost făcut de cineva. Este rezultatul unui proiect. Ori zice el, dacă ne uităm la extraordinară armonie între funcție și structură, spectacolul ăsta fascinant pe care ne propune observația lumii vii, la cât de adaptată este și de subtil adaptată este comportarea diferitelor organisme la anumite condiții de viață, este clar că aici e la lucru intenția, proiectul. Care a fost lovitura lui David? Păi să explice lucrurile astea fără proiect. Și argumentul lui Fodor Piatelli Palmarini se zice, dar nu-i consecvent, pentru că până la urmă, dacă discriminarea nu se poate face decât prin contrafactual, atunci trebuie să intervină mintea. Și de-aia zice, de fapt, a exagerat analogia cu selecția artificială, pentru că acolo încă există, într-adevăr, proiectul, intenția, anumite trăsături ale unei anumite varietăți, nu sunt cultivate anume, pentru că folosesc crescătorului de plante sau de animale. Deci, în sensul ăsta vreau să spun, eu sunt preocupat de chestiunea asta și am scris mult în cartea mea, un capitol, ultimul studiu este dedicat numai acestei chestiuni, că există științe care nu sunt experimentale, care nu formulează legi, dar care formulează explicații care sunt sub controlul faptelor și asta este criteriul. Și că în privința asta există gradații. Există cazul limită în care oricum ar sta faptele, teoria stă în picioare și acum nu poate să fie vorba de știință. Dar există o serie întreagă de construcții teoretice care au multe probe indirecte și nu o testare dură, experimentală și de tipul. Cunosc condițiile necesare și suficiente. Deci vă spun, în viitor, dacă condițiile vor fi cu tare, în lumina acțiunii unor legi, se vor produce evenimentele cu tare. Ei bine, în trecut s-a petrecut același lucru. Dacă numai asta este știință, înseamnă că avem foarte puțină știință și că o parte din evoluțiile noi, din fizică și chimie și așa mai departe, sau teoriile astea, de unificare fizică și așa mai departe, domnul profesor Stratan, sunt amenințate și ele, dacă luăm un criteriu, de asemenea, un asemenea criteriu al științificității. Asta mergea foarte bine acum 80 de ani. Intervenția mea vine cumva în contra ultimei remarci a domnului Flonta și împotriva ceea ce a spus Camil mai devreme. Eu mă gândeam că dacă am putea privi procesul evoluției dintr-un unghi mai teleologic, atunci am putea rezolva problema celor doi termeni coextensionali. Și anume, selecția naturală se face în vederea adaptării, iar adaptarea am putea o privi ca, având ca scop supraviețuirea. Și atunci, în exemplu dat de domnul Dumitru, am putea spune că funcția de a pompa sânge a inimii este o condiție suficientă și necesară în vederea supraviețuirii, mă rog, la nivel individual sau de specie, în timp ce proprietatea de a face zgomot este o condiție doar necesară, nu și suficientă. Domnișoara Irina Ornea de la Facultatea de Filozofie, masterat la Masterul de Istoria și Filozofia Științei. Dacă doriți să-i dați un răspuns. Poate că va fi și un răspuns indirect. Oricum, o scurtă remarcă, funcția de a pompa nu este suficientă. Mai trebuie multe alte lucruri ca să trăim. Aș vrea să mă întorc la comentariul făcut de domnul Golub și să leg puțin de ce a spus profesorul Flonta în legătură cu argumentul lui Fodor.
Profesorul Flonta spune, în planul abstract al logicii, e un argument puternic. Când ne uităm la fapte, ne dăm seama că nu e atât de relevant, pertinent pentru ceea ce știm, înțelegem, cunoaștem direct, fără a avea cursuri de biologie. Și pentru modul, și pentru modul cum ar judeca în cercetător. Acum, da, evident. Legat de ce spune domnul Golub, cred că Fodor și Palmarini au un răspuns la această întâmpinare și anume, încă o dată, ei vor spune de ce are o capacitate mai bună un organism decât altul. Pentru că sunt niște trăsături fenotipice. Deci ajungem în același gen de cerc, de morișcă argumentativă. Dar eu am o altă problemă cu argumentul. Deci mie mi se pare că este foarte convingător până la capăt. Decât dacă împărtășești multe dintre presupozițiile care sunt acolo undeva bine ascunse și niciunul, nici altul nu le aduc onestitate la suprafață. Deci, încă o dată, dacă este să rezum și să scot ceea ce este la nivel maxim abstract în acest gen de obiecție, avem următorul lucru. Selecția este ceva cauzal, cauzalitatea are sens doar la nivelul faptelor, e o relație extensională, în timp ce pentru a distinge între două trăsături fenotipice, T1 și T2, dintre care pe una intuitiv o asociem cu selecția naturală, în timp cealaltă este un free rider, avem nevoie de contrafactuali. Iar contrafactualii există doar în măsura în care avem o minte inteligentă care poate să facă astfel de experimente mentale, în care avem T1 fără T2 și T2 fără T1. Deci nu stau pe același plan lucru. Acum întrebarea este, suntem... Vreau să fac o singură observație, scuze-mă, două. De ce? Care să fie discuția? Adică argumentul este de fapt ascuns, este între altele ăsta. Cauzalitatea și contrafactualii sunt inseparabili. Acolo unde nu există contrafactual, nu există relație cauzală. În cazul selecției, deci nu e o relație. Da, cu accentul acesta, că pentru Fodor cel puțin, contrafactualii nu există decât dacă cineva care are proprietăți mentale gândește în acești termeni. Bun, acum n-am să folosesc resursele ontologiei extravagante a lui David Lewis, că poate exista o înțelegere a contrafactorilor care nu are nicio legătură cu conceptele psihologice și mentale. Există lumi posibile care sunt reale și așa mai departe. Lumea care cunoaște ontologia asta știe despre ce vorba, interpretarea luiziană a contrafactorilor. Există alte interpretări mai moderate ale contrafactorilor, cum apare la Stolnecker de Biologie, care nu este un realist, în sensul lui Lewis, dar nu este niciun conceptualist sau psihologist, așa cum par să fie cei doi, Fodor și Palmarini. Însă, crucial în toate aceste teorii este să înțelegi contrafactualitatea ca pe un concept modal, iar modalitatea să o exprimi prin intermediul instrumentarului lumilor posibile. Ori eu nu sunt de acord cu acest gen de explicații. Eu nu cred că noțiunile fundamentale sunt cele care aparțin lumilor posibile, și așa zicând ontologiei modalităților, ci că aceste lucruri sunt primitive. Heuristic e foarte interesant și important să avem lumile posibile pentru a da seama mai degrabă de metamatematica acestui gen de construcție, dar din punct de vedere ontologic, noțiunea primitivă este noțiunea de esență, de posibilitate, de sunt noțiunile modale, stricto sensul, pe care le are Aristotel și de la el le-am învățat, în timp ce lumile posibile sunt doar un instrument matematic. Ce relevanță are asta? De pildă, am putea înțelege ce spune în premiza a treia, distinția dintre trăsături care sunt selectate și corelate acestora care sunt coprezente doar cu cele din tâi, în mod factual, ține de adevărul contrafactorilor relevanți. Nu sunt deloc obligat să înțeleg asta metafizic în sensul că există o minte inteligentă care postulează o lume posibilă în care apare trăsătura selectată, dar nu apare corelatul ei, și există o altă lume posibilă în care apare corelatul ei fără trăsătura fenotipică relevantă. Pot să o înțeleg și în felul următor. Există o singură lume posibilă, lumea asta. Noi, specia umană, și aici, de fapt, Fodor împărtășește această viziune cu, Fodor, cu Darwin, o viziune naturalistă la tot sensul. Suntem o parte a regnului animal. De aceea, într-un fel, suntem așa de buni, și asta este remarca profesorului Flonta, să sesizăm dintr-o dată care trăsături fenotipice sunt esențiale pentru evoluție și care nu sunt,
De asta, de pildă, putem spune culoarea este decisivă, în timp ce, să zicem, forma nasului nu este decisivă. Pentru că avem această trăsătură pe care o au toate animalele. Dacă n-am fi avut-o, n-am fi fost aici să discutăm despre Darwin. N-am mai fi existat deloc, am fi fost extinți din punctul de vedere al evoluției. Iar trăsăturile pe care noi le sesizăm dintr-o dată ca fiind foarte importante aparțin, așa zicând, unui gen de esență generică care este într-o continuă dinamică și dezvoltare și putem să sesizăm, avem această capacitate naturală de a sesiza ce este esențial și important pentru noi ca să supraviețuim și de a sesiza ce este doar coprezent, ce este un free rider. Deci nu sunt obligat sub nicio formă să apelez la contrafactual și la toate lucrurile astea care țin de lumile posibile, ci pot să înțeleg în termenii vechi metafizici aristoteliciene aduse într-un fel la zi prin alte filtre de discuție metafizică și totul este absolut pentru mine inteligibil și în felul acesta, deși am spus că argumentul este valid, am spus de la început că nu este sound, pentru că nu sunt de acord cu unele dintre premisele sale. Adică nu întemeiază adevărul concluziei, care este încă o dată foarte tare, pretenția că selecția este mecanismul evoluției nu poate fi adevărat. Este valabil argumentul dacă accepți premisele, dar dacă te desparzi de unele dintre premise, nu mai ești obligat să cumperi și concluzia, cum se spune în Statele Unite. Da, sunt cu totul de acord. Vreau să vă fac doar o singură precizare. Darwin nu spune niciodată că selecția este mecanismul evoluției. Și spune că selecția este un mecanism important, principal, fundamental al evoluției. Nu spune niciodată că e singur și așa mai departe. În realitate, unele din obiecțiile și criticile autorilor sunt foarte pertinente dacă sunt îndreptate nu împotriva lui Darwin, ci împotriva darwinismului ortodox, care s-a dezvoltat în secolul 20, pornind de la teoria sintetică a evoluției. O să vă dau un singur autor care este pe deplin reprezentativ pentru acest gen și e foarte accesibil, scrie pentru un public larg. Este profesorul de la Oxford, mi se pare, Richard Dawkins. Așa. El zice, totul se explică prin selecție naturală. Toate cărțile lui sunt de genul ăsta. N-a fost poziția lui Darwin. Gould insistă asupra faptului că Darwin a fost pluralist. Și ei îl numește pe ăștia hiperdarviniști, ultradarviniști și așa mai departe și îi critică și zice să nu îl asociem pe Darwin cu toți ăștia pentru că sunt poziții diferite. Permit să fac un apel și la cei doi invitați de a scurta puțin răspunsurile, pentru că am impresia că mai sunt multe încă întrebări și intervenții din sală. Te dau acum cuvântul domnului profesor Ilie Pârgu. Eu am o întrebare pentru Mițea Dumitru, primul vorbitor, pentru a înțelege structura argumentului global al cărții. Întrebarea este următoarea. Ce legătură este între ce ai spus la început, și anume că ei vor să creeze o tensiune între o afirmație a lui Darwin, că el urmează modelul newtonian, și faptul că el apelează la mecanism, ceea ce este în afara modelului newtonian, al organizării sau structurii argumentative a științei. Dar eu n-am citit cartea și tocmai de aceea pun această întrebare. Din prezentarea pe care ai făcut-o, nu mai rezultă deloc acest conflict, ci rezultă că ei demontează doar ideea de mecanism. Și nu demontează, după părerea mea, și cred că și tu ești de acord, ideea de mecanism, ci o anume teorie particulară a mecanismelor, care are îmbibate foarte multe presupoziții empirice. Ai spus humane, dar există multe alte teorii ale mecanismelor la care, probabil, dacă se referă, ar putea lungi argumentul, ca să nu vorbesc că și în darwinismul contemporan se apelează la mecanisme, să zicem, nu neapărat intuitive sau ontologice, ci la mecanisme abstracte, ca în fizică. Și asta face ușor compatibil un model al explicației pe bază de legi, modelul lui Newton, programul lui Newton, cu modelul explicației bazate pe mecanisme. Astăzi e o mare polemică în știință, în filozofia științei, pardon, între
mecanisme versus legi. Există mecanisme care să nu se bazeze pe legi, există explicații numai pe bază de legi, fără să se apeleze la mecanisme. Și deci, în cartea autorilor, părea că asta e greșeala importantă făcută de el. Deci, e adevărat că Darwin, și în corespondență și în alte locuri, mărturisește această, să zic, imitare a modelului argumentativ al lui Newton. Dar apelul la mecanisme astăzi nu mai pune deloc în discuție compatibilitatea unei explicații de acest tip cu explicații pe bază de legi. Dacă nu reducem explicația pe bază de legi, la modelul lui Hempel. Și atunci toate lucrurile se închid într-o viziune empiristă cu minte. Foarte scurt. Și sigur că asta merită o discuție mai adâncă. Argumentul prezentat nu atinge aspectul acesta. Sunt absolut de acord cu ce ați spus. În prima parte a cărții, Terms of Engagement, care este apoi dezvoltată spre sfârșitul cărții, ultimul capitol și epilogul, despre care n-am vorbit deloc aici, mai mult profesorul Flont a atins lucrurile astea și implicit răspunsul el adus-o. Contrastul este între un gen de explicație multinivelară, acest gen de historic account pe care îl dă o teorie de gen darwinist sau darwinia, și teoriile single level sunt numite de către autori. Cum ar fi, de pildă, mecanica newtoniană, care face abstracție de absolut orice, exceptând anumite dimensiuni fizice. Masa, velocitatea, mărimi fizice. Nu te interesează culoarea obiectului, te interesează cine are în proprietate obiectul respectiv. Astea sunt explicațiile ironice ale lui Fodor. Nu te interesează decât că obiectul are masă și care viteză și care are anumită poziție relativă față de alte obiecte. Deci, nu în argumentul care vizează mecanismul ar fi prezentă dimensiunea asta, ci în viziunea de ansamblu, sesizez eu, asta e ceea ce înțeleg și ceea ce cred, că ar fi un gen de știință newtoniană sau un sens newtonian pe un teritoriu unde ai nevoie, de fapt, mai degrabă de un astfel de explicație multinivelată. Asta este una dintre criticile pe care ei o aduc în general, profilul epistemologic al acestui gen de teorie. Da, eu o să fac și eu un foarte scurt comentariu, și anume, în legătură cu întrebarea asta, există teorii care explică prin legi, există teorii care explică prin mecanisme. Toate explicațiile prin mecanisme în dezvoltare, mai departe a cercetării, o să ducă la mecanisme prin legi sau nu? La această întrebare putem să spunem, nu știm. Viitorul este deschis, ca să spunem așa. Sigur că dacă avem posibilitatea să explicăm prin legi, stă mai bine. Și nimeni nu contestă asta. Și că lucrul ăsta este, păi nu, în anumite privințe, da, pentru că ai explicația prin mecanisme pe care o folosești acolo unde funcționează foarte bine și mai sunt niște răspunsuri la care dai explicația prin legi, plus că explicațiile prin legi sunt, în general, din punctul de vedere a testabilității, superioare. Dar problema este următoarea. Există o diversitate de explicații prin mecanisme mai tari și mai slabe. Și există multe explicații prin mecanisme în care nu cunoaștem decât unele mecanisme. Și explicăm cu referire la cele mecanisme și aceste domenii de cercetare se schimbă foarte mult când se descoperă alte mecanisme. Bineînțeles că și ceea ce a spus Darwin a evoluat în sensul ăsta. De pildă, Darwin n-a putut să spună nimic despre mecanismul variației. Da, le-a postulat ca un element esențial, după care a venit genetica. Apoi nu mă refer la partea biologică, există în momentul de față cel puțin două direcții în care darwinismul este amendat. Una este că mutațiile adaptative sunt totdeauna limitate și canalizate. Nu e vorba de niște mutații care sunt aleatorii, pur întâmplătoare. Sunt canalizate și limitate de ce? De planul general de organism.
zare organismul. Numai anumite mutații de caractere sunt viabile. Celelalte pot să se producă, dar rezultatul lor, cum la oamenii care se nasc cu deficiențe, este că dispar. Nu mai au urbaci, așa mai departe. Aici Fodor, de fapt, face o greșeală, cred, pentru că el socotește că e un gen de teorie în care ai un filtru extern care se supraimpune asupra unor variații care se întâmplă nu știm cum. Or, ceea ce cred că spune aici profesorul Fodor este decisiv. Nu doar un filtru extern, este și schema de construcție a organismului care permite doar anumite lucruri. Asta e contribuție. Nu este ceva exogen care impune ce arme selectează. E și ceva endogen care impune. Asta e contribuția esențială a acestei direcții pe care am numit-o revizionistă. Pe de altă parte, Darwin a considerat de factor a evoluției în primul plan totdeauna relațiile de concurență, de competiție în cadrul speciei și între specii într-un anumit habitat, iar rolul pe care îl are mediul fizic, geologic și așa mai departe, într-o perioadă în care el se baza pe teoria uniformitară a lui Lyell, nu era deloc pus în evidență, iar în privința asta s-au schimbat foarte multe. Vreau să vă spun doar atât, pentru că vorbim, oricum mi s-a tras atenția că vorbim prea mult, așa, că un fizician care se numește Luis Alvarez și a luat și premiul Nobel, a formulat prin 1980 următoarea ipoteză. Acum 50-60 de mii de ani, dinozaurii au dispărut. Iar aceasta, toată lumea este de acord, a fost condiția esențială pentru dezvoltarea mamiferilor superioare. Până atunci, dezvoltarea mamiferilor superioare nu era posibilă. Deci dacă nu s-ar fi întâmplat asta, noi n-am fi aici, ca să zicem așa, nu? Așa. Bun. Dar cum au dispărut dinozaurii, ipoteza lui este că un meteorit foarte mare s-a lovit de pământ, o perioadă lungă de timp soarele a fost acoperit și plantele au pierit, iar dinozaurii nu au mai avut ce mânca. Și dinozaurii au dispărut. Deci sunt de asemenea accidente enorme care pot să au un rol foarte mare, în timp ce ar vedea numai această acumulare graduală a unor variații care îi favorizează pe unii în raport cu alții lupta pentru existență, dar care, acumulându-se, duc la formarea unui ochi, cum există la vulturi, sau la formarea unor aripi, cum există la păsări, și așa mai departe. Mulțumesc! Avem trei intervenții cu sala, însă le... Sinteza dintre cele două teorii opuse, evoluționismul și catastrofismul. Lamarck și Cuvier. Sunt Robert Popescu, lector la Universitatea Română-Americană. Și înainte să spun, am obiecție, vreau să mă asigur că am înțeles corect. Întreb pe domnul Mircea Dumitru. Ați dat exemplu acela cu urși și polari. Da? Eu l-am dat. Da, mă rog, da. Deci n-am înțeles. Atunci mai bine. Dacă am înțeles bine, nu putem spune că culoarea urșilor polari este selectată pentru virtuțile adaptative, nu? Pentru, adică, ca să putem face această afirmație, ar trebui ca mediul să arate nu știu cum, nu? E corect? Adică să putem compara ce s-ar întâmpla dacă culoarea mediului ar fi ambiat adaptat. Asta e argumentul lor. Deci am înțeles corect. Păi, în cazul ăsta, mi se pare că... se poate da un contraexemplu foarte simplu. Există urși bruni, mă rog, ghilimele bruni, care se nasc culoarea albă, în păduri temperate. Albinoși. Da. Iar ăștia nu prea supraviețuiesc. Și atunci se poate spune, în cazul ăsta local, că selecția naturală a funcționat. Nu? E așa. Dar unde sunt urși ăștia? Am văzut niște documentare pe Animal Planet, deci vorbesc ca un diletant, da? Și în care era urmărită evoluția urșilor albi născuți în pădurile pe care erau undeva în Canada, mi se pare. Și sigur că erau foarte drăgălași, nu știu ce, acolo, oarecum erau ajutați, dar ei spuneau că, cercetătorii spuneau că nu supraviețuiesc. Pentru că culoarea lor albă iese în evidență și prada... ia la sănătoasă.
Asta voiam eu să spun când spuneam că un cercetător, dacă vede argumentul ăsta, nu impresionează. Soția mea e biolog și când i-am spus, i-am povestit chestia asta, a început să râdă. Domnul Iordache, căruia i-am spus, biolog, care e aici în sală, i-am spus și dumnealui într-o discuție. A zâmbit. Așa. Dar... Dacă renunță la asta, renunță la catedra respectivă, știți? Sociologie instituțională, nu poți să renunți așa ușor. Încă o intervenție din sală. Emanuel Socaciu, Facultatea de Filozofie. O întrebare pentru domnul profesor Dumitru întâi, sau rugămintea de a reacționa la un comentariu. Se spune că și Darwin sugerează că într-un fel Adam Smith, în mod indirect, e responsabil de această idee a evoluției. Deci că e un import bine, în contextul genezei din științele sociale. Probabil mai există un import mai recent din matematică și științele sociale, probabil prin Maynard Smith, din teoria jocurilor. Și ipoteza mea, fără să fi citit cartea, e că acest import e, adică din ce am înțeles din prezentare, cumva că via acest import, că el e responsabil de ideea de free rider pentru acea trăsătură T'. Nu mi se pare că importul e corect. Asta ar fi observația. Pentru că free riding presupune încercarea unui, în teoria jocurilor, încercarea unuia din jucători, din agenți, de a muta costurile pe alt jucător. Mai curând, cred că conceptul care s-ar aplica aici ar fi conceptul economic simplu de externalitate. By-product, produs secundar, al interacțiunii între două entități. Ar putea fi organismul și